Ați văzut ce s-a întâmplat ieri? Efectiv, nici în momentul de față eu nu am clanță nici pe interior, nici pe exterior și vă pot arăta foarte clar. Sunt plină de nervii spumelor. Cam așa arată, iar pe cealaltă parte arată la fel. Să văd eu cum o să ies eu astăzi din casă, ținând că va trebui să mergem și la Cristina să ne facem unghiuțele. Ăsta se va numi un daily vlog, pentru că ieri la câte spume aveam nu puteam să vă mai arăt nimic. Noroc am apucat să filmez efectiv cum am reușit să intru în casă, pentru că eu am băgat cheia normal și ea nu a vrut să mai intre. Adică a intrat, mergea, doar că nu făcea nimic, se blocase ceva acolo la ea. Și acum trebuie să mă duc să cumpăr și clanță. Da. Mi-a salvat-o viu pe cea veche și să mă duc să cumpăr o clanță nouă. Astăzi ar trebui să-mi iau și mașina, pentru că și ea era în service. Da, o să vă țin la curent cu ce fac, pentru că, da, zilele mele sunt efectiv atât de palpitante câteodată. Când mă gândesc că nu fac nimic interesant, boom, căcink. Blow your mind, bleh! Sau cum se zice. Faci. Filmez. Sper că nu pe mine. Asta-i seama că nu pe tine. Am terminat și cu unghiuțele. Le-am făcut frumos French. Am venit acasă. O să-l aștept și pe Vio să repare și ușa, pentru că am cumpărat tot ce era de cumpărat. Butucul și clanța. Și mă voi apuca să-i pun gene Mădălinei, care este la baie și se demachează, așa că ne apucăm de treabă, zic, și ne auzim mai încolo. Vă mai povestesc sau vă mai arăt chestii, socotelii. Gata, ușa este făcută, mulțumită lui Vio, deci pot să mă închid și eu în casă, să o să ies. Stați să vă arăt ceva interesant. Unde e? Mamă, am bec. Pam, pam, am valoare. Asta înseamnă să fii mafiot. Deci acum pot să stau în siguranță. M-am îndrăgostit efectiv de Regina Sudului, așa că ne vom uita la serial în continuare. Și am venit și până la mall, mă întâlnesc cu Marilu, pentru că vreau să-mi cumpăr o pereche de pantaloni pe care o agănenesc de ceva timp și nu am mai găsit-o la Zara. Așa că să vedem dacă o găsim la Stradivarius. Între timp am ajuns la Ana în parc. Uitați-o și pe călușarul. Bun e. Interesant este că în caz că vă jignește cineva, mi-a zis Mădălina, care este în spatele camerei, că puteți să sunați la 112. Ea fuge acum, dar nu știe că mă vedeți pe mine. V-aș arăta-o și pe ea, dar nu vrea să apară. Alo, bună ziua, mă face vecinul. Cum mă face? Veniți încoace, luați-l. Deci, ați aflat o nouă informație și o să vă arăt acasă și perechea de pantalon pe care mi-am luat-o, pentru că mi-am cumpărat-o până la urmă. O să vă mai arăt eu ce fac pe parcursul zilei, nu-i așa? Bună, Ana! Ce da. Între timp a venit și Roxana. Așa, ai pus bani să iei box, așa, și? Nu, nu mai ce eu. Ce dracu e aia? Tu vii cu toate legențele, nu dau șuri. Vreau să dea și ea, pe ce îți dai? Pe ai cost. Hai să mor aici. Ia e Roxana adevărată, nu cum o vedeți voi pe vlog. Trebuie să dai acolo, că e ceva ce-ți prietenii cu Corina. Hai, tati!
crește păr, nu știu, sau chestii în gen altfel, încep să te simți altfel. Cam asta e explicația, nu că ai un hormon în plus, care un hormon în plus. Hai să care un hormon în plus. De asta fetele gen hormon, nu? Se dau bărbați, a încercat să-i explice modelinii. Eu, de exemplu, eu sunt fată, da? Așa, tu ești fată. Și am hormon bărbătesc. Și fata aia are hormon femeie. Mădălina, fata mea dragă și scumpă, în momentul când se concepe copilul, în tine intră, deci femeia mereu mi se pare că dă femeiescu. Da. Femeia mereu dă X-ul, dacă nu mă înșel, da. Nu? Bărbatul vine și cu X sau cu Y. Și. Nu, vine cu X sau cu Y. Ăla, unul dintre ei intră. Da, vine cu amândoi. Gen. Da, drept, care milioane, drept. Așa. Și intră în tine, intră în măta ori X ori Y, înțelegi? Deci așa e rezultatul. Vlogul ăsta este din ce în ce mai palpitant. Voiam să fie genocidă aia normală. E vorba de cum... Da, a zis Roxana, vezi tu viața, ești ceva mental până la urmă. Scuză-mă, cireșică... Asta a încercat să se dea și la mine. Aolo, da? Și ce ți-a făcut? Nimic, mă chema la ea să ne uităm la filme. Și dacă te chemam și la mine să ne uităm la filme? Nu, fată! Mă chema la ea să ne uităm la filme și zicea că vrea să mă pupe și chestii de-astea. Voi asta pupe? Da. Pe gură? Da. Și cu limba? Nu știu. Cu limba? Nu știu. N-am stat. Te-ai pupat cu ea cu limba? Nu, m-am pupat deloc cu ea. Deci Mădălina nu s-a pupat cu limba, cu o fată. N-am stat, a zis. Băi, eu m-am pupat cu limba cu fată. Cu cine? Multe fete în dulta. Cu mine nu, să știți, de la mine. Și eu m-am pupat o singură dată în viața asta, banul de două ori. Dar nu cu Roxana. Arată și ea asta. Nu poți să spun. Nu, arată și poza, că lumea nu știe ce este în poza asta, ce vedeți în poza asta. Văd eu văd un cățel. Eu am văzut un crab, de la crab sau rac? Da, Ana a văzut un crab sau un rac. Și acum explicația... Mădălina l-a văzut pe Iisus. Arată-l pe Iisus, te rog, în imagine. Nu, eu nu-mi dau să mă îndoiesc. Iartă-mă, Doamne. Uite capul, ăsta e capul, da? Ăsta e corpul și ăsta e mânuța. Doar că dacă te uiți atent, ar semăna... Poți să vină și soțul meu și pe partea aia sunt ca fiecare... A, mașina mea. Adică pe partea asta? Da, sunt ca fiecare cu loc tu, știi? Și dacă, da. Chiar dacă sunt alea liberă de acolo, na... Mă duc să-i mut mașina, că... Corine. E ok. Hai că e liber acum, nu... O mut eu, doamnă, stați fără grijă. Voi stai eu cu puțină grijă, dar în rest... Deci, Mașii este nou spălată, da? I-am zis Anei că au dat-o stropinela, dar de fapt eu am fost la spălat cu ea. Și acum uitați-o pe diva de Roxana. Vio, vine spre casă, mai am. Trebuie să vină și Vio pentru a-i ridica mașina Anei. Pentru că vrea să-și o repare și ea. Eu tocmai ce-am luat-o ieri de la reparat, în caz că nu știați. A pornit! Și acum... My way! My way! Pa, pa, Mașii! Cum s-a auzit intratul ăsta în... în marșarie? Probabil a dat ea prea brusc. Cred că. Gata. Am pus-o aproape de mama ei. Da, e mașina care mă reprezintă, vedeți? Nu aș putea să o schimb în momentul de față. E prea frumoasă. Mama, m-am pus la fix să nu se vadă numărul. Mulțumesc. E ok așa, las-o așa. Bună! Bună! E bisica Anei. Bună! Te rog, arată-ți fața. Miau! Bău! Îl cheamă Drake. Drake! Come to mama. Come to mama. I said. Drake. Miau, miau. Bună, mama! Am ajuns acasă. Bate aerul direct, da, direct, în ochii mei, da, după cum puteți observa. Nu m-am abținut, bineînțeles, și am găsit perechea de pantalon pe care chiar o căutam cu disperare la Zara, am găsit-o la Stradivarius. Problema este că am uitat-o în mașină. N-am cum să vă arăt ce am cumpărat pentru că sunt în mașină. Dar mâine vi le voi arăta, pentru că
trebuie să le iau din mașină, nu? Adică are logică. Așa că ăsta e chiar un daily vlog așa destul de lunguț față de ce v-am obișnuit. Așa că ne vedem inclusiv mâine. Bum, bum, bum. Dar în seara asta mă bag la somn, așa că da, ne vedem mâine. Ochiul ăsta încă îmi lăcrimează. Yay, câtă fericire. Și în vlogul de astăzi ați văzut că mi-am făcut și unghiile, adică mă refer în daily vlogul ăsta, cum să-l numim, că încă nu știu, dacă aveți vreo idee de vlog, cum să se numească de acum încolo, ce fac eu timp de câteva zile la rând, dați-i drumul și lăsați-mi în comentarii, da? Ne vedem mâine. Good night. Good night. Gah. M-am trezit cu un chef de a băga mașina, pentru că nu am mai băgat-o de mult. Așa că să-și facă treaba, zic. Între timp am ajuns prima la muncă, așa că nu am apucat să vă mai arăt pantalonii. Știți că vă zisesem eu aseară, dar haideți să vi arăt mai bine în oglinda asta. Cam așa arată pantalonii de care vă povesteam. Sunt cu talie înaltă și sunt evazați. Me gustan mucho. Mucho, mucho. Da. Între timp am ajuns și la Mona acasă. Bună, Zeni. Hai. Zi, bună. Hai. Hai. Ea vrea să facă de la, cum îi zice, hol alimentar. Ce se află aici? Unboxing. Ce e aici? Jucării. Sunt jucării? Da. Da. Sunt jucării și aia e Mona. Ei. Mulțumesc. E... Dacă ați dea o pămână aici cu semnele ei de surdomuș. Mai fă o dată semnul. Vrei să-mi zici ceva? Vrea să-mi zică ceva și revin. Ai. Mona a zis să mai filmez încă o dată, dar ai. Nu sunt proastă să mai filmez încă o dată, că am filmat. Ai, ai. Mamă, ce pumi dat! Uitați-și pumă. Fă-mi mai da pumnă în gagă, mă doare. Ia, pun aici. Nu o lasă să facă hol alimentar până nu-și face propriul ei canal de YouTube. Deci după muncă și răsplată. A, asta poate să fac. Zeni! Vezi că te vede lumea că plângi. Și te faci de râs. Pață. Ați văzut? Copil parșiv se preface că plânge și de fapt nu plânge. Asta e schema. Da, a venit și pe la Mona în vizită să mai stăm puțin la bufă. După aia nu mai fac altceva interesant. Mă jucăm cu jucările? Cum? Nu ne jucăm cu jucările? Ba da. Ba da. Gata. Gata, am plecat și de la Mona, am plecat și de la solar, am fost la solar. În caz că vă întrebați la ce solar mă duc, mă duc la VIP. Este în zona Trapezului, sunt 3 sucursale, să zic așa, VIP. Este cel mai bun solar ever, efectiv, după prima ședință chiar se vede ceva. Sper că v-a plăcut acest daily vlog, pentru că o să-l numesc daily vlog, se pare. Așa că ne vedem data viitoare cu un nou filmuleț, păcat că nu vă pot arăta cât sunt de bronzată, că nu prea se vede, dar credeți-mă, sunt. Chiar sunt! Vă super pupicesc! Mua!